Am să-i dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Ștefan Popescu, director reglementări și afaceri publice în cadrul Romgaz Black Sea, care ne va vorbi despre proiectele companiei la Marea Neagră și în regiune. Vă mulțumesc, domnule moderator, mulțumesc invitațiilor, organizatorilor pentru invitația pe care ne-au adresat-o. Proiectele grupului Romgaz de la Marea Neagră se înscriu în strategia României de a fi un centru energetic regional și oferă României, credem noi, o bază solidă de a fi un jucător în noua ordine energetică europeană, pentru a ne referi la tema conferinței. Când vorbim despre proiectele grupului Romgaz de la Marea Neagră, sunt cunoscute mai ales activitățile în perimetrele Neptun Deep și Trident, dar alături de aceste proiecte de valorificare a resurselor de la Marea Neagră, strategia grupului Romgaz începând cu 2021-2022 a vizat și diversificarea surselor de aprovizionare cu gaz pentru piața românească. Totodată, pentru că vorbim de securitate energetică, prin operatorul său de înmagazinare Depogaz, grupul Romgaz își aduce contribuția la obiectivul fixat de Uniunea Europeană, la care România este parte, de înmagazinarea gazelor naturale cu scopul de a asigura securitatea aprovizionării în timpul iernii. Numai din această simplă enumerare se poate observa rolul grupului Romgaz pentru securitatea energetică a României și totodată contribuția sa la capacitatea României de a fi furnizor de securitate energetică în regiune. Acum câteva cuvinte despre activitățile care au drept finalitate exploatarea gazelor offshore din Marea Neagră. Cum știți, grupul Romgaz este implicat în două proiecte de creștere a portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi în perimetrul 19 Neptun, zona de apă adâncă din Marea Neagră, Neptun Deep, unde posedă o cotă de participare de 50%, cealaltă fiind deținută de partenerii noștri de la OMV Petrom, și perimetrul Trident din Marea Neagră, unde Romgaz este cotitular, deținând o cotă de participare de 12,2% și având calitatea de non-operator. Proiectul Neptun Deep reprezintă, fără îndoială, unul dintre cele mai importante proiecte economice ale României. Aspectelor care țin de securitatea energetică trebuie să le adăugăm beneficiile economice ale proiectului. Acesta poate contribui la ameliorarea competitivității economiei românești. Astfel, Neptun Deep va oferi României un argument în plus pentru atragerea de noi și mari investitori, oferind o bază politicii de industrializare cu gaze produse, consumate și procesate în România. Din punct de vedere tehnologic, Neptun Deep consolidează o filieră industrială de tradiție și de excelență a României. Pentru prima dată au loc în România operațiuni în zona de mare adâncime, cu alte cuvinte la peste 100 de metri adâncime, iar parteneriatul nostru cu colegii de la OMV Petrom creează, credem noi, o sinergie utilă pentru modernizarea sectorului energetic românesc. Dar Neptun Deep, alături de toate activitățile grupului Romgaz, susține tranziția sustenabilă spre un viitor neutru din punct de vedere climatic, venind în întâmpinarea pilonilor trileme energetice, securitate energetică, sustenabilitate economică și sustenabilitate din punctul de vedere al mediului înconjurător. Dezvoltarea acestui proiect va asigura resursele necesare transformării unei companii majore de pe piața energetică românească, Romgaz, consolidând profilul unei companii al cărui pachet majoritar este deținut de statul român, pentru că nu trebuie uitat, obiectivul strategic al grupului Romgaz este atingerea de emisii nete zero de dioxid de carbon până în anul 2050. Deși nu face obiectul temei conferinței, vreau să precizez că grupul Romgaz are în vedere dezvoltarea la orizontul 2030 a unor capacități de producere a energiei electrice regenerabile de 180 de megawați, cu punerea în funcțiune a unei capacități fotovoltaice de 40 de megawați până la finalul anului 2025. Ne aflăm în privința proiectului Neptun Deep încă în faza de explorare, care nu a luat încă sfârșit, dar am intrat și în faza de dezvoltare, care presupune construirea infrastructurii necesare exploatării zăcămintelor. Țin să vă asigur că există un calendar al proiectului, respectat cu strictețe, astfel încât să fie posibilă în anul 2027 prima producție de gaze. În ce privește Trident, ne aflăm în faza de explorare-evaluare, care a început în anul 2021 și se va încheia în 2026. În această fază sunt prevăzute lucrări de explorare angajante pentru titulari.
În ce privește diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale pentru România, actualul context de pe piața regională de energie, precum și acțiunile inițiate de RomGaz în 2022, în scopul identificării unor soluții de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, au scos încă o dată în evidență oportunitatea a companiei de a-și extinde și consolida rolul de furnizor pe piața locală și regională. În acest sens, compania este angajată într-un permanent dialog cu potențial furnizor de gaze din surse diversificate, cu intenția stabilirii unor relații contractuale în scopul achiziției de gaze naturale și livrării acestora pe piața din România, dar și din regiune. În paralel, RomGaz explorează diverse rute de transport, sunt cunoscute, culoarul transbalcanic, interconectorul Grecia-Bulgaria, Bulgaria-România, apoi Transadriatic Pipeline, interconectorul Grecia-Bulgaria, Bulgaria-România, Grecia, terminalul LNG de la Revitusa, Bulgaria-România și o potențială nouă rută de import gaze naturale azere prin intermediul unui nou terminal de LNG la Marea Neagră. Și și-a concentrat, desigur, și își concentrează eforturile pentru obținerea tuturor licențelor, aprobărilor și contractelor cadru care să-i permită accesul la rutele de transport gaze naturale menționate. Toate aceste demersuri au ca scop completarea și suplimentarea portofoliului de gaze naturale de care compania dispune și implicit consolidarea poziției grupului RomGaz pe piața de comercializare a gazelor naturale. Vă mulțumesc!